Noi am venit aici cu un premiu mare, un embrion din taurul momentan cel mai scump din lume, Manoman se numește. Animalul respectiv, cum să spun, este cel mai căutat la ora actuală și de aceea este și cel mai scump. Și noi am reușit să folosim deja tehnica embriotransferului în România, recoltând embrioni în ferma, în mai multe ferme. Momentan cu Agroserv Măriuța împreună vom da acest premiu, adică vaca e o vacă recordistă din ferma lor, peste 11.000 de litri, respectiv taurul american cel mai bun. Am crezut că e o combinație perfectă ca să fie pentru crescătorii din România astăzi ca și cadou. La categoria vor fi două animale alese, regina expoziției la vaci și prințesa expoziției la tineret. Noi vrem să sprijinim pe cei care au venit cu tineret ca să meargă, să încurajăm, pentru că tineretul este cel mai valoros efectiv, practic viitorul fermei. De jocul 1, risica cu numărul 5, proprietatea Agrocomplex Bădeana, Fifi. Locul 2, risica cu numărul 1, proprietatea Agroindustrială Pantelimon. Locul 3, risica cu numărul 4, proprietatea domnului Marin Ștefan de la Iași. Animalele, toate cele 4, merită aplauzele dumneavoastră. Sunt reacții superbe, fără niciun fel de reținere, o spun. La această categorie, pe lângă dezvoltarea corporală mai mare, normal, apare ca un criteriu de apreciere în plus rezervele glandei mamare încă din perioada de gestație. Unul dintre pionerii transferului de embrioni, chiar bicica provine dintr-un embrion importat. Numărul 2. Iacătă ferma Pantelimon din nou pe ring și pe podium. Felicitări! Într-un mod deosebit în care an de an se înțelege la Pantelimonul să crească tineretul. Și acum câștigătoarea. Și acum, atenție să vedem dacă se va duce către ceea ce ne-am gândit cu toții de aici. Este animalul cu cea mai mare capacitate corporală din tot ceea ce există în expoziție la această dată, fără niciun fel de problemă la vârsta ei, are un determinism genetic pentru talie și dezvoltare corporală deosebită. Deci, de asemenea, soliditatea membrilor și rezervele ugerului recomandă ca o viitoare campioană la categoriile care vor urma în viitor, primipară și multipară. Este vorba de ferma de la Robănești, proprietar domnul Mulescu, Robănești Dorci. Iacătă revin testătorii de vari din Dorci, acolo unde a fost loc odată problemă. Matca, o fiică a taurului Luson, o cheamă Cora și dă 42 de litri de lapte la zi acum. Felicitări și aplauze. Animal deosebit. Thank you.
plăcut. Proprietar domnul Chihu, o fiică a taurului Baruc. Locul 1. Să se îndăvă treile. De la Răbărești. Cele două reprezintă viitorul din această cauză, premiul. Este vorba de locul 1 de la categoria junior și locul 1 de la categoria vițel. Acum trebuie să... Cel care apreciază trebuie să aibă o imaginație foarte bună cum va arăta vițeaua când va fi de vârsta junior. Sigur, prințesa la tineret, la domnișoare, care a câștigat un concurs de Miss în 2010, va amâna premiul pentru Miss tineret la rasa Holstein. Deci, tânsul va judeca și va da cu siguranță va da premiul la animalul cel mai bun. Deci... Ar fi trebuit să meargă muzica, să batem din palme, să... dar Alina va anula premiul celui care câștigă anul acesta. Ia... De la prima pe mod, domnul Ilinescu, proprietar. Avem în ring câștigătoarele de la primipare și multipare. A desemnat prima, da? Prima este câștigătoarea concursului din partea firmei Interpret, produse Interpret.